Doamnelor și domnilor, vă salutăm în această săptămână minunată la prima oră, săptămâna dinaintea Crăciunului, o săptămână în care punem toată speranța în cele mai frumoase realizări, realizări de pace, de sănătate, de bunăstare și bineînțeles că ținem foarte mult și la celelalte sărbători ale comunităților care locuiesc în Republica Moldova. Aici vorbim despre o comunitate care însumează din date oficiale în jur de 5.000 de oameni locuitori, cetățeni ai Republicii Moldova. Și cu această ocazie vreau să le urez tuturor Hag Hanuha Semeia. Bună dimineața, bine ați venit! Hag Semeia, bine v-am găsit, bună dimineața! Suntem în a treia zi de Hanuka. Și noi ne bucurăm foarte mult să vă găsim la prima oră și vreau să vă spun cu cine sunt de vorbă astăzi. Domnul Isaac Goldberg, președintele Consiliului Comunității Evreiești din Moldova, liderul Comunității Evreiești din Bălți, vă salutăm, bine ați venit. Aliona Grosu, directorul Comunității Evreiești din Moldova, vă salutăm. Și Riva Cocșarova, coordonatoare programe Comunitatea Evreiască din Republica noastră. Așadar, ce înseamnă sărbătoarea Hanuka, ca să o luăm de la bun început? Pentru noi, creștinii ortodoxi, ar fi o noutate de multe ori ca să aflăm mai multe despre religia, despre tradițiile dumneavoastră. Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu te-am mulțumit foarte mult pentru invitație. Într-adevăr, suntem bucuroși să fim astăzi alături de dumneavoastră și telespectatorii acestei emisiuni, să începem ziua cu urări de bine tuturor celor care sărbătoresc în aceste zile Hanuka. Nu este vorba doar de comunitatea evrească din Republica Moldova, care numără la moment, vreau să aduc informațiile cu privire la actualizate, da, fiindcă vorbim de ambele maluri ale Nistrului. De fapt, sunt multe comunități evrești și pe stânga Nistrului și atunci vorbim de 15.000 de persoane. 15.000, deci de 3 ori mai mult decât găsisem eu. E vorba de recensământul oficial care datează deja 10 ani în urmă și cu siguranță avem nevoie cu toții de aceste date pentru ca să știm de fapt și credem că e foarte relevant să cunoaștem că toți acești oameni sunt concetățeni, da? Cu toții reprezentăm societatea civilă din Republica Moldova și facem mai mult pentru ca tradițiile, cultura, multe aspecte care vizează viața spirituală, cu toate că organizația noastră este o asociație obștească, nu este un cult religios, dar oarecum sunt multe comunități religioase iudaice în Moldova, nu sunt la fel de multe precum au fost până la al doilea război mondial și până la evenimentele tragice din perioada Holocaustului. Și, de fapt, nu este o informație nouă, este una probabil uitată de mulți dintre noi și am fi vrut să readucem această informație pentru toți cei care sunt interesați de tradițiile care există în societatea din Moldova. Hanuka, într-adevăr, este o sărbătoare foarte frumoasă. Este una dintre cele mai adorate de toți, de la mic la mare, precum din comunitate, la fel și de prietenii noștri care se alătură nouă în aceste zile. Durează 8 zile. Asta este prima veste frumoasă, dar nu vorbim doar de o seară sau de o singură zi. Durează 26 anul acesta. Aproximativ, da. Absolut. E vorba de calendarul lunar. Ceea ce este un pic mai diferit decât calendarul obișnuit de care ne conducem, fiindcă și numărătoarea anilor la evrei este diferită. Noi în ce an suntem acum? 5783. 5783. Da. Anul 5.000? Da, 5.783. Da, absolut. Ne-am dus departe, dar și lunile diferă. Și tradiția acestei sărbători, de fapt, ea ne încurajează să credem în bine, să credem în miracole, să credem în lumină, că lumina și binele mereu va învinge întunericul. Și vreau să aduc doar câteva fapte istorice despre această sărbătoare și despre tradiție. Cândva, două secole până la nașterea lui Hristos, de fapt, a fost o confruntare dintre macobei, deci un popor evreu și greci, și în această confruntare unul dintre templuri a fost distrus până la aceea că nu aveau cu ce să prindă luminile în templu pentru ca să poată să facă ordine, pentru ca să pregătească de sărbători. Și atunci volumul de ulei, deci ulei special din care se aprindea de fapt candela, el a fost suficient pentru o singură zi. Dar iată că miracolul s-a întâmplat și el a fost suficient pentru toate 8 zile. 8 zile. De aici vin acele 8 zile și așa cum dumneavoastră vedeți în acest candelabru, deci ele sunt nouă luminări de fapt. Astăzi suntem într-a 3 zi, așa cum ați remarcat, și mă bucur foarte mult că cunoașteți această informație și deja chiar vreau să-l întreb și pe domnul Goldberg care este tradiția cu Hanukkah. Hanukkah fiind denumirea acestui candelabru, dacă se poate să aflăm mai multe. Că dumneavoastră din copilărie știți că în fiecare seară, adică spuneți-ne dumneavoastră. Bună dimineața, как самая Ханука. После моей коллеги очень
Сложно набрать темп для того, чтобы изложить всю информацию. И форте информаты, да? Да. Праздник Хануки, он еще у нас, у европейских евреев, еще и назывался Хануки Гел. Хануки Гел, то есть в эти праздники детям давали очень, ну не очень много, всем давали деньги для того, чтобы они покупали сладости. Самое главное, о чем я хочу сказать, то, что праздник Хануки – это праздник света и тепла. И 8 дней, когда горела лучинка первая, для того, чтобы изготовить новую порцию оливкового масла, это было волшебство. Никто не понимал, как это происходит. Наверное, сегодня нам тоже не хватает вот этого маленького волшебства для того, чтобы стало светло и тепло. Но хочу сказать, что это зависит только от нас с вами. Если мы будем этого хотеть, чтобы у нас было тепло, чтобы у нас было светло, это произойдет. Ничего просто так не бывает. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Действительно, мы в последнее время с нашей новой молодой командой взбудоражили всех наших соплеменников, привели их в чувство. Поэтому последние несколько лет у нас очень масштабно происходят все наши еврейские праздники, все наши мероприятия. По левую и по правую сторону нашего Днестра у нас находится 15 тысяч соплеменников. Это количество, к счастью, почему-то увеличивается. Потому что многие наши граждане Молдовы хотят и потихонечку находят свои корни в иудаизме. Не секрет, может быть, мы когда-то придем к тому, что мы все, ну, мы знаем, что мы Всевышний один, да, может быть, мы и все должны зажигать Хануку, точно так же, как мы празднуем и Рождество, и Новый год, и другие православные праздники, потому что наша община, несмотря на что, является светской. И несмотря на то, что мы правопреемники старой общины бессарабов, которая была чисто религиозной, мы в силу сложившихся уже обстоятельств становимся светской. Поэтому у нас подтверждение тому, что мы правопреемники, во всех наших населенных пунктах есть синагоги. Мы недавно открыли новую синагогу после реставрации в Бельцах. Сейчас готовится к открытию новой синагоги в Бендерах, где очень масштабно проходят праздники Хануки. У нас четыре синагоги в Кишиневе, в Сороках, в Тирасполе. Мы, наверное, я уверен, что мы на правильном пути. То есть у нас есть и то, что нужно нашим детям для торжества светского. У нас есть то, что и нашим взрослому поколению, которые хотят прийти и получить тепло и свет в наших синагогах. У нас есть дневные центры, которые существуют в каждом городе. Мы их называем еще детские садики для наших взрослых, потому что каждый из нас все равно вырастет и будет взрослым. И уверен, что им очень приятно о том, что есть какая-то забота, опять-таки тепло и свет. Și am vrea să o întrebăm și pe doamna Cocșarova, care sunt în speță tradițiile legate de această sărbătoare. Iată, după cum spuneam mai devreme, avem Hanukkah, acest candelabru care poartă această denumire de Hanukkah. Avem și gogoșii. Cum arată una din acele 8 zile sau cum începe Hanukkah? Буквально несколько дней назад в нашем общинном доме, в еврейском общинном доме, состоялся праздник Ханука, где пришло очень много людей, куда пришло, кроме того, что мы говорим о том, что это еврейский праздник, это еврейский праздник для всех, в том числе и для украинских наших соплеменников, которые сейчас находятся в Молдове, они тоже присоединились к нашему празднику. И вот хочу рассказать о том, что в этот праздник, на этом мероприятии было очень интересно, потому что есть всякие атрибуты, кроме того, что мы зажигаем ханукию, мы еще употребляем в пищу, это желательно все, что связано с маслом. Это может быть пончики, это может быть... черебрул торт дин картофель. Да, лати? Только хотел сказать, жареная картошка. Да, латкис это у нас называется. Торт лацит. Да. Все, что связано с маслом, потому что праздник говорит о том, что о чуде, которое произошло в те времена,
с горшочком масла. Поэтому мы сегодня, чтобы напомнить, каждая традиция любого еврейского праздника, когда мы что-то кушаем, мы вспоминаем о каких-то тех временах и какой-то символ из этого, из этой истории. Мы вспоминаем с помощью еды. Это, если это пресный, ну, на другие праздники, пресный хлеб мы кушаем. В Хануку мы кушаем все, что связано с... Ce rol au copiii în această sărbătoare? Да. У нас дети играют, есть такой... Играют, он тетерез, да, дрейдл. Дрейдл, да. Называется, да, это exactly. Волчок по-русски будет. Это в дрейдл играют. Там есть четыре буквы на иврите, которые говорят о том, что великое чудо случилось там. Они играют там четыре буквы, это на иврите соответствует этому предложению. И они играют и вспоминают про те времена. И вот как раз я хочу рассказать о том, что у нас в еврейской общине есть центр гуманитарной помощи, в который входят женщины и дети с Украины. И вот когда у нас был праздник, детки участвовали в разных мероприятиях. Самое важное, что, как говорил мой коллега, о том, что детям даются денежки. Это не обязательно, в еврейской традиции не обязательно настоящие денежки тоже. После фильма «Чоколад», да, «Пеликула улица», да, да. Вот. И у нас был праздник, в котором участвовали и женщины, и дети, и женщины. Женщины сделали свои украшения какие-то, была ярмарка, мы называем это на иврите «шук» или «базар», где они продавали свои поделки. И... отдавали как пожертвование. Это очень интересно, потому что украинские женщины, делая свои какие-то поделки, да, то есть они отдают это в... Este, este pur și simplu minunat, precum și colega dumneavoastră menționa, iată, datorită acestei comunități reușiți să-i ajutați pe cei care fug din calea războiului și astfel își găsesc cumva un refugiu, da, inclusiv și în această perioadă. Da. Este pur și simplu fantastic. Cum reușim să conviețuim atât de armonios în societatea noastră oameni de diferite religii? Știm că în mare majoritate suntem creștini ortodoxi, dar iată, reușim totuși să ne împăcăm, să muncim împreună, să stăm la o masă împreună, și cum reușește acest lucru? Eu cred că prin activități asemenea cele la care asistăm astăzi împreună cu dumneavoastră, așa, atunci când comunicăm, atunci când ne informăm reciproc, atunci când ne aducem aminte că de fapt asta este o tradiție seculară de conviețuire, că... Milenară? Cu siguranță, că Chișinăul a fost mai mult de jumătate populat de evrei. Sunt multe orașe în Moldova care au fost populate sau într-o bună parte, sau practic la jumătate de evrei, și atunci nu este ceva nou, dar cu siguranță, probabil, puțin efort noi, cei din societatea civilă, am depus până acum, pentru ca să ne readucem aminte. Și că tragedia din secolul 20, absolut, absolut, în acest fel v-a întărit. Cu siguranță, și eu cred că mai mult trebuie să facem pentru ca să ajungem, să diseminăm această informație despre tradițiile frumoase, despre cultură, despre spiritualitate, despre faptul că, până la urmă, tot ce facem noi în Republica Moldova are un singur scop, să trăim mai bine, să trăim în pace, să fie bunăstare, și asta o putem face doar prin eforturile pe care le conjugăm. Astfel ajungem la coeziune. Vreau să invit toți telespectatorii, cei care vizitează Chișinău, cei care locuiesc în Chișinău, să vină în strada pietonală, Eugen Doga, fiindcă acolo se găsește de fapt centrul comunitar evresc, și veți vedea această hanuchia care este instalată acolo pe parcursul întregii săptămâni. Veți putea asista, luminează, veți putea asista la aprinderea zilnică a luminerilor, da, fiindcă fiecare ora anume l-a pus? E în jurul orei 4, de fapt. Da, atunci când se lasă, da, atunci când se lasă întunericul. La fel și în alte orașe. Vom merge vinerea la Bălți, așa cum am convenit împreună cu domnul Isaac, și acolo vom aprinde una din luminări. Astăzi, pe stânga Nistrul, sunt foarte multe activități la Teghina și la Tiraspol, la fel, unde se întrunesc mai mulți oameni și ne reușește să facem lucrul ăsta. Cred că trebuie să depunem mai mult efort. Iar excelența sa, doamna președintă Maia Sandu, a felicitat comunitatea evrească din Republica Moldova cu sărbătoare. Lucru care ne bucură. Ambasadori, deci parteneri de dezvoltare, ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul delegației Uniunii Europene. E firesc să ne prețuim și să ne respectăm. Absolut. Acum, la final, un mesaj pentru toți telespectatorii noștri din partea dumneavoastră. Я желаю всем мира, добра, чтобы в вашей жизни всегда случалось чудо, как случилось во времена
в те прекрасные времена Хануки. Дом Голдберг, что мессажу для вас? Самое главное, как говорят девочки, чтобы действительно случилось чудо. Я желаю, чтобы всем хватило сил и мудрости, терпения для того, чтобы этот свет, это тепло вынесли внаружи, и случилось чудо, и у всех все будет хорошо. Să aveți o sărbătoare a luminilor frumoasă, împăciuitoare și am ascultat și invitațiile dumneavoastră la evenimente, neapărat o să venim care și unde reușește, sau la Bălt, sau la Chișinău, mai ales că e aproape. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Sunt sigur că vor fi nenumărate. Cu mare drag, sărbători frumoase, Crăciun fericit pentru toți cei care sărbătoresc și un an nou cât mai bun, pașnic, rodnic pentru noi toți.